Am să încep prin a spune o poveste care n-am spus-o până acum multora. Când am fost pe vapor și m-am rănit la ochi, deși purtam echipamentul de protecție, a fost un accident, datorită unei prietene de-a mele, mediciniste, care acum a și terminat, cu care mă sfătuiam prin WhatsApp, și unei amărâte de apă cu tratament, cu medicament, care se găsea în vestiare peste tot, pe toate vapoarele le găsiți. Eu astăzi văd. Am aflat după ce m-am întors din voiaj că am astigmatism. Nu știu dacă l-am făcut acolo sau din altă sursă, dar astăzi văd. Pentru zeci, sute de mii de oameni din România, de asemenea, medicamentele înseamnă viață. Sunt oameni bolnavi cronici, nu-i cazul meu, dar pentru care medicamentele înseamnă viață. De ce spun chestia asta? Pentru că Fire Silviu mi-a spus să-mi iau medicamente. Medicamentele! Așa, ok. Fire, ești un om, cum să spun, ableist? Voi folosiți cuvântul ăsta, nu? Ableist. Deci, nu numai că îți joc de mine și atunci când nu aveți argumente, tu și cu gașca ta folosiți injurii. Și de aici uh, și despre ce vorbiți de mine pe Discord și cum vorbiți despre mine pe Discord. Da, ați început să atacați oameni. Înțeleg aluzia. Vrei să spui că sunt bolnav psihic. Vreau să spun că Cunosc persoane care au boală psihică, care au uh, probleme neurologice. Nu este cazul la mine. Dacă când vorbim despre chestiunile astea, absolut nu este de joacă. Depresia este o problemă foarte mare. Multe persoane se chinuie cu ea. De asemenea, cunosc o amică care are niște probleme neurologice și este nevoită efectiv să-și injecteze medicamente ca să poată trăi de pe o zi pe alta fără migrene. Despre asta este vorba. Da? Dacă tu și eu suntem suficienți de norocoși încât să putem să trăim astăzi și mâine, și în alte zile, Doamne ajută cu voia lui Dumnezeu, fără medicamente, ăsta este un dar. ăsta este o, o reușită. Dar să-mi spui mie să-mi iau medicamentele, eu o iau ca o injurie foarte periculoasă. Eu o iau ca fiind tu, ca tu fiind ableist, da? că îți bagi joc de o categorie de oameni pentru care medicamentele poate înseamnă viață. Și îți spun, eu am vrut decât un drept la replică. Pentru că tu ne ataci, tu mă ataci pe mine, tu l-ataci pe Mălin, iar acum ataci o întreagă categorie de persoane. Eu am vrut un drept la replică pentru că eu am vorbit mereu pe surse, pe argumente și pe dovezi. Tu mereu te rezumi la a înjura persoanele care nu sunt de acord cu tine. Despre asta este vorba. Ce pot să spun? Mult succes! Dar încearcă să fii și tu mai. Empatic, mai uman, că momentul de față ai cam, cum e cuvântul? Ai cam corijat la chestia asta. Mult succes!